Salutare, dragi iubitori de natură, și bine v-am găsit la un nou episod. Și da, aparent o veni primăvara, căci mă aflu înconjurat de o armată de brândușe. Mă aflu din nou pe potecile din Piatra Craiului, mai exact pe binecunoscuta bandă galbenă de la Fântâna lui Botorou, care duce către Cabana Curmătura, o potecă cu care v-am obișnuit deja și în celelalte episoade din Piatra Craiului. Și planul meu pentru această tură e să petrec o noapte pe creasta Pietrei Craiului, un lucru pe care mi-l doream de foarte, foarte multă vreme. Și în același timp o să îmi doresc să împart cu voi ceva foarte spectaculos, așa că rămâneți aproape! Chiar dacă aici, la altitudini mai joase, a venit deja primăvara, sus pe munte, încă se menține zăpada, deci se merge în continuare abordând traseele în stil de iarnă. Și acum, mai ales cu temperaturile mai ridicate din această perioadă, trebuie atenție mai mare, pentru că zăpada e mai delicată și se pot declanșa foarte ușor avalanșe de topire. Pentru urcare nu îmi pun probleme de genul, căci o să urmez traseul clasic cu punct roșu, urcarea pe la vârful turnu, pe care o să merg pe creastă, cu varianta de coborâre sunt încă în dubii, pentru că ce am gândit inițial ar traversa vreo 3 culoare de avalanșă, și chiar zilele trecute am văzut ceva poze de la băieții de la Salvamont, care au fotografiat urme de avalanșe recente în zona respectivă. O să văd mâine. Și da, e un weekend chiar foarte călduros. Jos în oraș aș putea zice că se simte ca și cum au venit vara, nu primăvara. 26-27 de grade. Și chiar și sus, pe creasta Craiului, astăzi și mâine vor fi 10-11 grade. Temperatura destul de ridicată. Și e finele lui martie. Nu mă simt foarte povestitor de data asta. Am petrecut iarăși întreaga noapte pe tren și nu am reușit să adorm deloc. Iar lucrul ăsta se resimte. Dar o să bag o cafeluță la Curmătura ca să mai încarce bateriile, dacă nu îmi conserv energia pentru urcarea în creastă.
pauză la curmătura, pauză de cafea și prăjitură. Simt că m-am mai energizat puțin. Am ajuns la balcon, la punctul de belvedere deasupra Văii Crăpăturii și imediat încep urcarea către vârful turnă. De acolo îs tare curios cum o să fie în creastă. Până aici a fost ceva zăpadă pe potecă și ce voiam să zic, adică chiar dacă sunt temperaturile astea de primăvară, vară, nu subestimați muntele și nu ignorați necesitatea echipamentului adecvat pentru condiții de zăpadă. Adică era destul de patinoar de la curmătura până aici. Mă bucur foarte mult că e o zi senină, așa se anunță și restul zilei și la noapte și mâine dimineață. Exact ceea ce îmi doream pentru a petrece o noapte pe creasta Craiului. Trecem la echipamentul de protecție pentru secțiunea asta până pe vârful turnului. Asta înseamnă cască. De colțari aparent nu o să am nevoie, că după cum arată lipsește zăpada. Dar casca nu strică să o ai pe bostan. Că de ptică în bolo stâng de acolo, nu știu zău, nu prea bine-i. No, salută urmăritorii, ești în direct. Salutare, bine v-am găsit. Usca albă, usca tură, salută băbuța. Încă o piesă de echipament de protecție în perioada asta foarte bun. Crema de soare. M-am ars de vreo câteva ori că mi-a fost prea lene să mă dau. Dar nu și acum. Și ultima piesă și una foarte importantă când sunt așa zile senine și zăpadă. Ochelarii de soare. Și în ultima vreme m-am obișnuit tare, tare mult cu ochelarii ăștia de schi. Mi se par foarte confortabil și mi oferă un câmp vizual mai larg.
făcut turnul. Oficial am ajuns în creasta Craiului. Și mai am ceva de mers. Și mi-e foame și somn. Dar ce peisaj minunat că te hrănești numai privindu-l. Superb. O mai aștept o bucată bună. Dar am timp. Nu mă grăbesc. No. Cum era o mică glumiță ce tot circula pe net în ultima vreme, că e ce mai avem noi pe munte, ca să mâncăm sandwich-uri în locuri din astea faine, cu priveliște. Că jos e prea plictisitor să mănânci un sandwich. Obiectivul! Da, bun! I-am încărcat un pic bateriile aici la turnul și acum să merg în continuare către Ascuțit. A, da, acolo să-mi petrec noaptea. Așa, cam o oră jumate, două ore fac până la Ascuțit. Preconizez că o să fac vreo două ore și un pic, mai ales și cu filmatul. Dar nu-i problema, soarele apune destul de târziu și o să-mi rămână suficientă lumină pentru aranjamentele ce am de le făcut. Altă viață după ce te hrăniști o țără. Uite la ce vârf Ascuțit. Pare așa de aproape. Da, mai am vreo 45 de minute, cam așa. Da, mai am o ultimă parte așa mai delicată înainte de urcușul lin către vârf. Da, nu mai filmez și partea asta, că, sincer, m-am săturat să mă tot întorc după camera. Da, e ceva... Să depune ceva muncă în crearea acestor filmulețe.
ajuns într-un final la vârful ascuțit. Vârful care o să-mi fie casă pentru noaptea asta. Nu o să dorm în refugiu, o să caut un loc ferit de vânt unde să montez cortul. Cât de frumos o să fie. Cred că m-am hotărât în privința locului. Un loc din care pot să admir și apusul și răsăritul. Am terminat la fix. Nu e cel mai perfect, dar ai primul meu cort de zăpadă. Și la timp pentru un apus minunat. Bun. Până mai aduc eu un alt an în cort, hai să ne bucurăm puțin de apusul ăsta. Ceva mai frumos de atât. Chit că a fost foarte greu să ajung în punctul ăsta, mai ales și cu montatul cortului. A fost bine să te simți foarte bine cu fratele de parte de așa ceva. Sper să reziste micuțul ăsta la noapte. Ce-i drept, nici eu n-am fost chiar cel mai inspirat când am ales locul ăsta de cort. Dar asta e. Mă pun să topesc zăpadă, să fac un ceai, să umplu bidonul cu apă, mâncare și cred că mă pun direct să mă odihnesc. Mă bătea gândul să mut cortul în alt loc, dar nu prea am alt loc unde mai ferit de vânt. Vai, deci pot să zic că sunt într-un fel dezamăgit că a trebuit să strâng lucrurile din cort și cortul și să mă mut în refugiu, pentru că sunt efectiv prea puternice rafalele de vânt și îmi făceam griji pentru siguranța cortului. Partea bună e că am avut refugiu aproape. Am vrut să vin aici ca în caz de ceva să am un plan de rezervă.
Asta e, să dorm în refugiu, în loc de cort. Măcar am avut ocazia să mă bucur de un apus de soare absolut minunat și mâine dimineață plănuiesc să mă trezesc pentru răsărit. Mă gândeam și că chiar dacă ar fi rezistat cortul, mă gândeam că nu o să mă odihnesc așa de bine, o să mă tot trezesc, o să fac gânduri și să am un somn tare aiurea. Și după o noapte nedormită pe tren, chiar nu aveam nevoie de asta. Asta e. Uneori lucrurile nu ies conform planului. E bine tot timpul să avem un plan de rezervă. Mi-aș dori să se vadă și pe cameră, deși nu cred. Foarte puțin. Mi-aș dori să se vadă, să vă arăt și vouă cât de frumos se văd peticile de lumină de la localitățile de jos. Și da, ok, îți dezamăgi pentru cort, dar să nu uit că îmi îndeplinesc dorința de a petrece o noapte pe creasta Craiului. Și asta trebuie să conteze. Ne vedem pe dimineață. Noapte bună. Dimineața din paradis. Inițial nu prea venea să ies din sacul de dormit și acum parcă nu mai vine să plec de aici. Am dormit foarte bine. Foarte bine am dormit în refugiu. O continuat peste noapte să bată vântul destul de puternic și mi-a confirmat că am luat decizia cea bună de a mă muta în refugiu. Și nu regret că așa am putut să mă odihnesc mai bine. Uh,
de frumos. Până la urmă nici nu mai contează că am dormit în cort sau în refugiu, ci contează faptul că mă aflu aici și acum pentru momentul ăsta și cel de seară cu apusul. Un pic condițiile atmosferice. Ușor, ușor. Munții înalți devin acoperiți de o ceață. Nu mai stau nici eu foarte mult și cobor către cabană. Decis până la urmă să abordez padinile frumoase. Ieri a urcat puhoi de lume pe traseul ăsta și e ipoteca bine bătătorită. Și na, la culoarele de care ziceam ieri, o să fiu atent, o să mă uit bine să nu vină ceva de sus și o să le traversez cât de repede pot. Vestic. O zonă pe care încă n-am explorat-o în Piatra Craiului. Identice acum 3 ani mi-am ars ochii în parâng, când tot așa era o peliculă subțire de nori și nu mi-am pus ochelarii de soare. Așa că dacă țurge nor, dar prin care tot bate soarele și sunteți pe zăpadă, puneți-vă ochelarii, că dacă nu, doare.
ăsta e unul dintre locurile din seria nu-i bine să te oprești să stai la taclale. Adică cum fac eu acum să filmez. Dar în fine, sunt într-un loc destul de ferit. Ce voiam să zic? Chit că prezint în episodul ăsta genul ăsta de traversări, nu le recomand și nu vreau vreodată să recomand pe canalul meu să se abordeze astfel de traversări, mai ales în perioada asta în care e încălzit și riscul de avalanșă, de topire e mare. Deci da, nu faceți ca mine. Am tras o sperietură. M-am auzit de aici, din molizii de lângă mine, ceva sunete așa dintr-o dată. M-am speriat că e urs. Încolo era un cocoș de munte ce și-a luat zborul. Ioi. Of, of. Oh, ce minunată e imaginea asta. Brândușele ieșite sub molid, cu zăpada pe fundal. E absolut magnific. Da, că am pățit și o nevrută. Mi s-a rupt la bățul de trekking sistemul ăla de strângere. Nașpa. Și a rezolvat situația. A, păi nu-i românul inventiv? Am luat o creangă din asta mai subțire de molid. Am înghesat-o în bățul superior, în tubul superior. Și acum... acum stă fără nicio problemă. Nu mai nici intră, nu mai nici iasă. Al doilea culoar e mers la plimbare cu zăpada. Deci pe ăsta nu pare că s-o scurs nimica. Da, na, ca și la trecere de pietoni, stânga-dreapta, mai mult stânga să te uiți în sus și îi dai. Uai, cât de frumos! Deci ador genul ăsta de imagini. Brândușe ieșite prin iarba uscată înconjurată de o mare de alb. Foarte frumos. Numai bine, ieșiți la plimbare în natură acum cât e vremea lor. Culegeți-le doar în poze. Nu le călcați și în felul ăsta ne putem bucura cât mai mulți de frumusețea lor. Na, și de aici, uitându-te așa în sus, văzând multe patice de iarbă, ai putea zice, păi de acolo nu mai are ce să curgă. Da, na, cine știe ce e deasupra? Cine știe ce bucată mare își dă drumul? Vine, antrenează și pe asta lată care mai îi. Și pârche! Asta îi de ceva zile. S-a oprit aici, nu a mai avut unde să meargă. Mai putea dacă avea forță, dar... Acum văd după molizcă. Oh. A fost una destul de mare asta. Da, și n-ar fi prea plăcut să te plimbe și să te îngrope o alunecare din asta umedă. Mai ales că se face cap betonul după ce se așează și nu mai ieși de acolo decât cu excavatorul. Na, da, cum ziceam mai înainte. Vezi niște patice de iarbă. Cum e și acolo, dar nu știi ce e sus, nu știi ce vine de sus. Și uite, asta a venit de sus. Vezi, chiar și de aici,
Hai zice că sus nu mai e deloc zăpadă. No. La revedere, zăpadă. De aici. De aici nu am decât pământ și noroi. Hehe. Ce bruscă mi se pare trecerea asta. De la zăpadă la... Aș putea să zic temperaturi de vară. Hei, ce faci, drăguță? Uite ce frumoase sunteți. Acolo, printre copaci, se vede cabana. Și se vede că deja colca e de turiști. Ce fain arată. Nu-mi vine să cred că azi noapte am dormit acolo. Fai că e un șoc pentru mine să resimt 20 și ceva de grade. Hai să văd mai exact. Ăsta mi-arată 26 de grade. Îi... mult. Na bun, dragilor. Aici se mai încheie încă un episod. O noapte petrecută pe creasta Craiului pe care mi-e foarte, foarte greu să o descriu în cuvinte. A fost ceva absolut magic. Sper că v-a plăcut și vouă. Lăsați un comentariu și nu rămâne decât să ne vedem în alte ture pe crestele Carpaților Românești. Numai bine, rău la nimeni. Aveți grijă de voi. Salutare!